că, așa cum v-am zis, domnul prim-ministru m-a chemat la el, apoi, a doua zi, am fost împreună cu domnul Pavel Filip la partid și am vorbit și cu domnul Vlad Plahotniuc și cu ceilalți reprezentanți ai partidului și erau prezenți și unii membri ai guvernului care fac parte din partid, am discutat cu ei. Domnul Pavel Filip mi-a explicat că și-ar dori ca ministerul, v-am zis, să fie preluat de o persoană din afara sistemului și că dumnealui îmi oferă libertatea și sprijinul necesar pentru reformele care urmează a fi implementate. Dar cum se face că ați acceptat asta? V-am zis că, și anterior v-am zis, că nu îmi doream să intru în guvern, dar dumnealui m-a rugat și m-a convins mai mult faptul că dumnealui îmi oferă libertatea decizională, precum și faptul că îmi pot face o viziune a mea personală care aș putea să promovez cu sprijinul dumnealui. Mai mult ca